După 4 zile maraton, în care la Ciocănești au avut loc o serie întreagă de manifestări, Festivalul Național al Păstrăvului s-a încheiat marți, 15 august, cu un concurs gastronomic, după care a urmat un spectacol folcloric intitulat La Hram cu Voie Bună. Tot astăzi am lansat în premieră, pe partea gastronomică, ciorba ciocăneșteană, o ciorbă asemănătoare ciorbei de burtă, dar ca ingrediente conține păstrăvi și ribi. O ciorbă preparată de părintele Artenie de la Mănăstirea Sfinței Apostol Petru și Pavel de la Botoș. Artiștii care au evoluat pe scena de la Ciocănești s-au numărat membrii ansamblului folcloric Bistrița Aurie, membrii ansamblului folcloric Țărâncuța și interpreții Dănuț Onoiu, Iulian Turcu, Maria Mihali, Ana Maria Chiloti, Eliza Hechelciuc, Mărioara Sighiartău, Pamfil Roată, Andra Matei, Grigore German și Angelica Flutur. Festivalul Național al Păstrăvului a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Ciocănești în parteneriat cu reprezentanții Consiliului Județean Suceava.